patul de tragere, poziția de tragere, și ea este la nivelul corului, fiind linie lungă, da? Linie 300 de metri, trebuie să avem grijă și la respectarea regulilor de siguranță. Da? Proiectilele, în funcție de calibrul lor și în funcție de încărcătură și așa mai departe, au tendința de a urca cu o anumită distanță și după aia își formează ei balistica exterioară și coboară. Mulți trebuie să vrea să trag sniperul. Da, sniper, cum spunem toți, sniper. Avem deja două arme foarte recunoscute și foarte, să zicem așa, puternice. Nu, nu, e o Bergara și sus avem un blazer, bineînțeles. Și urmează să ne vină un Kadex Defense, da, made din Canada, un calibru 6.5 Creedmoor. Cred că suntem singuri în România care nu mă mai știu pe care să aibă Kadex Defense. E o armă foarte faină, da. Calibrele aici la 300 de metri sunt destul de mari. Bergara este în 300 Winchester Magnum, da, iar blazerul e 30.06. Sunt niște cartușe mari. Avem aici muniția, o avem, nu? Da. Vă arătăm un pic cam cum arată. Numărul 1. Sus. Ok. Se leagă nouă. Da, e deschisă. Ok. Și avem așa. Muniția pentru blazerul nemțesc. Da? Destul de mare. 30.06. Mă gândesc că are și un recul mult mai mare. Cu reculul, v-am spus, da, reculul este. Dar nu-i desperiat. Ok? Și avem aici 300 Winchester Magnum. Da? Un soft point. Adică un vârf moale. Da? Ok. Fiind o linie lungă, o linie de angajare lungă, să zicem, de asta am optat să tragem de pe poziție joasă, da? Vorba noastră, poziția lunetistului. Unul la mână, doi la mână, lângă poate sta colegul sau prietenul, poate privi prin luneta de observare și să vadă confirmarea la țintă. Dacă nu, putem viziona pe monitor ce fac trăgătorii. Da. Deci asta e cea mai lungă pistă din zona Moldovei? Exact. Adică n-am auzit alt poligon să aibă linii de 300 de metri. Ok?